Bună seara, dragi iubitori ai teatrului, dragi alimonărenți, dragi români de pretutindeni. Deci, acest frumos spectacol al scenei profesioniste române din Vârșeț a înnobilat această seară și acest eveniment frumos, cum ar fi decernarea premiilor ediția 47-a a Zilelor de Teatru. Mai întâi aș dori să invit în scenă jurul ediției de anul acesta și pe reprezentantul scenei pentru a amâna o diplomă de participare ca oaspete la manifestarea noastră. Deci rog reprezentantul scenei de la Vârșeț să vină în scenă. În scenă jurul ediția 47-a Zilei de Teatru. Domnul Zoran Cvetković, președintele juriului. Domnul Adrian Sandu, pictor din Mesici și Ionel Turcoane, actor amator din Iconia. Vă rog, de partea asta la... Trebuie să fac puțin rând, deci. Regizorul spectacolului care urmează sunt eu, deci. După cum știți, anul acesta, la ediția 47-a Zilelor de Teatru, s-au prezentat 6 spectacole. Deci, spectacolul inaugural a fost la Vârșeț, a urmat Seleuș, pe urmă Nicolinț, Ali Bunar, adică am greșit. Coștei, Nicolinț, Ali Bunar, Seleuș, am spus, deci 6. Hai să facem încă o dată. Vârșeț, Seleuș, Coștei, Nicolinț, Ali Bunar și tot am greșit. Deci am ajuns la final. Deci, invit un membru al juriului, pe care vi l-am prezentat acum, ca să ne spune cine sunt cei mai buni. Poftim! Domnul Adrian Sandu. Numele celor mai buni, trebuie să vă citesc un mic raport al juriului. Deci, la ediția de 47-a Zilelor de Teatru ale Românilor din Vojvodina, Republica Serbia, s-au prezentat 6 spectacole în acest an. Impresia generală a juriului este că toate cele 6 spectacole au fost mai mult sau mai puțin reușite din punct de vedere actoricesc, regizoral și mai puțin din punct de vedere scenografic și vizual, având în vedere faptul că trupele nu au dispus de suficiente mijloace financiare. De lăudat este faptul că din cele șase spectacole, 5 au fost pregătite de regizori profesioniști și unul de un regizor amator. De regretat ar fi faptul că la ediția din anul acesta au fost doar 4 actori debutanți, cu toate că suntem convinși că potențialul rândul amatorilor din localitățile noastre există. Evident că din această lipsă de mijloace financiare nu a existat posibilitatea finalizării acestor spectacole care ar fi împlinit o formă implicit mai concretă din punct de vedere artistic și regizoral, ceea ce ar fi ridicat cu mult nivelul spectacolelor prezentate. Juriul propune Consiliului de Administrație a Zilelor de Teatru și participanților, precum și celor implicați în activitatea teatrală, să se organizeze o masă rotundă cât mai repede pentru a delibera o analiză mai detaliată a ediției din acest an. Începem cu mențiune pentru debut. Marion Novakov din Nicolinț.
premiu pentru cel mai bun debutant, Alexandra Cepzan Zeman. Bun simțărit! Premiul pentru muzică, efecte sonore și video, Eleonora Miclea din Țeleuș. Premiul pentru efecte de lumină și concepție regizorală deosebită, Costa Tovarinski și Vadim Rusu. Premiul pentru text original și regie de amator, Marius Savu din Coștei. Premiul pentru scenografie, Ionica Adam din Coștei. Ajungem la premiul pentru regie, Iulian Urșulescu Tora. Premiul pentru dicție, Paula Petrovici din Torac. Trecem la categoria de roluri episodice. Premiul 3, Ion Goran din Torac. Premiul 2, Cornelia Berlovan din Alibunar. Premiul întâi pentru rolul episodice, Aurica Țera din Coștei. Și am ajuns la roluri feminine. Premiul 3 se acordă Eleonorei Miclea din Țeleuș și Monicăi Miclea tot din Alibunar. Premiul 2, Gabriela Petrovici din Torac. Și premiul 1, Marina Jurca din Vârșeți. La roluri masculine avem premiul al treilea, Marinel Bandu din Torac.
și tot pe locul 3, Remus Berlovan din Alibunare. Premiul al doilea va fi înmânat lui Maribel Popa din Bășeț. Tot premiul 2 se acordă și lui Marius Savu din Coștei. Premiul întâi, interpretare roluri masculine, revine lui Ovidiu Broștean din Seleușu. Și am ajuns la premiul pentru cele mai bune spectacole. Locul 3. Trupa de teatru Conu Alecu din Alibunar. Locul 2. Trupa de teatru Asociației de Cultură Banatic Art și Atelierul Academic al studenților de la Școala de Înalte Studii pentru Educatori Mihai Navarro din Măzeț. Locul întâi și marele premiu devine trupei de teatru Asociației pentru Artă și Cultură Românească Vichente Petrovici Bocăluț din Coia. Acestea au fost, deci, premiile pe care le-a acordat Uniunea Teatrelor de Amatorii în baza hotărârii juriului pe care l-am menționat mai înainte. Dar aici nu se termină această ceremonie și trebuie să spun că avem un sponsor, un donator, un om de cultură care și anul trecut ne-a oferit câteva cadouri frumoase. Este vorba de domnul Ion Magda, reprezentantul sau mai bine spus directorul fabricii de încălțăminte Parilab SRL din Alibunar, pe care îl invit la microfon și pe care îl rog să ofere și el cadourile pe care le-a pregătit domnul Ion Magda. Sunt mândru că pot să fac un gest nobil, nu eu personal, ci compania pe care o conduc. Și sunt mândru și fericit pentru alt lucru. Anul trecut, pentru prima dată, am decernat un premiu unui tânăr. E vorba de Maribel Popa, care a luat locul întâi anul trecut. Sper că o contribuție foarte mică a fost un cadou și acum sunt fericit pentru că l-am văzut pe scena profesionistă. Probabil că o să mai stimulăm și anul acesta încă pe cineva care deja am văzut pe scenă și așa că sunt niște contribuții mici, însă rezultatele sunt mari. Să fim mândri că pe scena asta, care în seara asta am văzut, sunt doar tineri, oameni, români, de-ai noștri. Este un succes mare al scenei profesioniste a Teatrului din Mărșeț.
și acum să citesc pentru că juriul mi-a dat ceea ce trebuie să fac eu. Premiul pentru dicție Paula Petrovici din Torac. Sunt niște cutii muzicale. Rolurile feminine. Locul întâi, după juriu, Marina Jurca din Vârșeț. Și eu îi doresc ca și oameni să încheie în jurul de teatru pe cea profesionistă. Locul întâi la roluri masculine, Ovidiu Broștean din Sărăuș. O combină muzicală. Tot după juriu, locul întâi și marele premiu, trupa de teatru la Asociații pentru Artă și Cultură Românească, Vichentie Petrovici Bocăluț din Torac. Un televizor să îi ajute la Comunul Cultural. Și aș dori să dau un răspuns din această seară. Cui lăsăm viitorul? Lor. Domnul Magda a plecat prea repede de pe scenă, așa că rog să se întoarcă. În cauza că Uniunea îi acordă o plachetă din partea Uniunii pentru ajutor. Trebuie să-l ținem minte. N-ar fi posibil dacă nu am fi avut această frumoasă sală și nu am fi avut acest centru cultural de la Livonac frumos și o diplomă pentru directoarea doamna Olea Țițovici pentru Centrul de Cultură. Poate să trăiască fără o reclamă, a spune eu, fără ca cineva să ne facă cunoscuți la acei care nu au ajuns la această manifestare în seara aceasta. Deci nu poate să trăiască fără radio, fără televiziune, fără libertate. Deci prima diplomă, Casa de Presă și de Dură, Libertatea din Pacima. Ceea ce face, face pentru că trebuie să facă. Deci nu face nimic în plus. Vă mulțumesc! Vă rog să vină în scenă reprezentanțul redacției în limba română a televiziunii Novi Sad. Adică televiziunea Voivodina, mă scuzați.
Există? Au plecat. Bine, o să înmenăm ulterior. Reprezentantul redacției limba română a radioului Novi Sad, Radio Voivodin. Ați rămas. Îmi pare bine. Chiar că mult. Avem chiar și la limonare un radio, Radio Fart. Avem un reprezentant aici ca să le dăm o diplomă. Avem. Și e bine că ne urmărește și ne vorbește despre noi. În limba română și în limba voivodinească. Să urmărim astfel de fapte. Premiați. Al doilea an consecutiv, Libertatea și un ziarist și fotograf și operator înregistrează piesele noastre de teatru și le transmite online pe canalul YouTube și pe canalul Libertatea. Deci, nu l-am uitat, poate să lasă puțin camera, pe Mircea Lelea, pentru evoluții de a înregistra toate spectacolul la Evita de anul acesta zilelor. Ce toși la camera. Mulțumesc. La Limonar, de fiecare dată când venim, apare un ziarist care ne face poză. Dar nu cred că de curând a primit o diplomă, dar o merită. Domnul Ferenc Coso din La Limonare, ziarist. Să-i mulțumim că ne ține pentru eternitate. Mișa. Bună seara. Okay. Îmi face deosebită plăcere că în această seară, în această minunată manifestare a 47-a ediție, să urmărim și această ediție reușită și vă dorim succes și invitare. Mersi! Cel care trebuie să aibă cea mai multă grijă de existența zilelor de teatru, de banii care mi se acordă și încă multe altele, Consiliul Național al Minorității Naționale Române din Serbia. Domnul Moran, vă rog o mică atenție din partea noastră. Să mulțumesc și pentru invitația de astă seară, să felicit pe toți care au participat la zilele de teatru și în special pe cei care au cucerit premiile și să sperăm că la anul o să avem o ediție și mai bogată. Vă mulțumesc! Încă de la începutul existenței acestei manifestări, ea este susținută de instituțiile culturale ale statului în care trăim, deci Ministerul Culturii, Secretariatul Provincial pentru Cultură, Secretariatul pentru Minorități. Nu avem aici niciun membru, dar o să le trimitem o diplomă care le este menită lor. Deci aceste trei. La organizarea ediției de anul acesta am fost sprijiniți așa cum au putut și de Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina, dacă avem un reprezentant pentru o diplomă care să le conferim. Dacă nu, o să le trimitem ulterior. Deci, printre ultimii, dar cred că nu ultimul, zilele de teatru au luat ființă aici, la Limonar, în urmă cu 47 de ani.
Unul din fondatorii, să spun așa, a fost chiar Comuna Limunar și instituțiile culturale din Limunar, precum și căminele culturale care pe vremea aceea erau 10. Deci nu putem în niciun fel să îl uităm pe președintele Comunei și Comuna Limunar pentru efortul că ne-a creat într-un fel și ne susține și ne sprijină în continuare. Domnul președinte, vă rog. Samo uspeha i puno rada i da vidim puno sabu sreće. Hvala. Înainte de a face, cum se spune, ultima poză cu toți premiații și toți cei prezenți pe scena aceasta, mai avem un invitat. Reprezentantul Consulatul României de la Vârșeț, o diplomă pentru fidelitate. Și pentru ajutor pe viitor. Și pe aceasta, vă dau o nouă întâlnire anul viitor, în aceeași ore, în aceeași sală, cu un nou spectacol. Permiteți să spun câteva cuvinte. Știu că voi, iubitorii de teatru, nu apreciați cuvântările sau spiciurile, însă vreau să vă mărturisesc câteva lucruri. Eu sunt unul dintre mari admiratori ai zilor de teatru de amatorul în Voievodina, care de fapt este un fenomen unic. Vă certific că în România nu există așa ceva. Vreau să spun numai atât că, după cum bine știți sau o parte nu știți, pentru meritele zilor de teatru de atâți ani în urmă, președintele României a acordat un alt Ordin Național, Meritul Cultural Zilor de Teatru. Aș vrea să spun că această ediție a reconfirmat pe deplin alegerea și opțiunea președintelui de a acorda de a conferi un astfel de înalt Ordin Zilor de Teatru. Am avut puține emoții în pregătire, dar fiind o acțiune concurențială, totul s-a rezolvat cu bine și micile orgolii și micile ambiții în lumea teatrului sunt de înțeles, așa că nu trebuie să facem o tragedie din ele. Ceea ce trebuie să învățăm din acest lucru, mă refer la faptul că avem mai puține trupe de teatru, dar calitatea a fost superioară față de anul trecut. Noi trebuie să învățăm până la urmă să ne înțelegem, să fim totdeauna mai buni și să înțelegem ce este acela compromis. Compromis nu în genunchi, ci compromis cu demnitate și cu răspundere. A învăța, cum se spune în engleză, give and take, adică a da și a primi, este un lucru esențial care trebuie să ne călăuzească pe noi românii toți din Voievodina. Scuzați-mă, dar nu am putut să nu vă spun acest lucru, pentru că așa e firea mea, place, nu place, accept orice critică. O altă remarcă pe care vreau să o fac este că eu sunt parțial de acord cu aprecierea jurului, aprecierile negative prezentate, dar sunt și ele bune și, într-adevăr, conducerea Zilor Teatru va analiza acele propuneri. Eu aș vrea să vă gândiți sau să ne gândim, în ciuda restricțiilor financiare, cum să promovăm în continuare teatrul de amatori, în sensul că ar trebui ca aceste spectacole minunate să fie reluate al trupei din Alibunar, nu la Alibunar, ci în Alsa și așa mai departe. E adevărat că necesită un efort financiar destul de mare, însă merită, că e păcat să nu promovăm aceste talente speciale care le avem. Altă remarcă e faptul că am văzut foarte mulți tineri, deși debutanți au fost numai 4, nu este important numărul debutanților, numărul participanților este mai important, dar foarte mulți tineri actori, amatori, care tind să devină profesioniști și pentru mine acest lucru este suficient de liniștitor că zilele de teatru se vor prelungi mulți ani de acum încolo. Și o ultimă remarcă, sunt mândru de voi toți, nu numai de voi după scenă, dar de toți cei care ați participat la buna desfășurare
a ziua de teatru, începând cu sponsorii și începând cu cei, terminând cu cei din culise care nu se văd decât când se stinge lumina pe scenă. Un altă sugestie care v-aș face-o, deși e un vis de-al meu, ar trebui să începem să încercăm niște modalități de a promova teatru de amatori în școli. Avem câteva școli cu un număr suficient de elevi și cred că ar fi un lucru excepțional dacă am găsit modalități, regizorul de este vorba, să-i capacităm de mai mici la să-i deprindă dragostea de teatru. Am văzut la Festivalul Copiilor recent chiar copii de 3 ani pe scenă la folclor, ceea ce este un lucru excepțional. Am putea și noi la teatru să avem piese de teatru cu copii de școli chiar din ciclu primar. Mă scuzați că v-am vorbit așa de mult, dar am simțit nevoia să-mi spun gândurile astea. Vă mulțumesc încă o dată pentru răbdare și doresc tuturor succes și în primul rând ziua de teatru. Deci acum e momentul fotografiilor și idealistilor să această clipă să o țină minte peste 100 de ani. Vă mulțumesc și ne vedem la anul.